Drumul expres care va lega autostrada 1 București-Pitești de A3 București-Ploiești prin orașele Găiești, Târgoviște va fi realizat în următorii ani. Deputatul PSD Ionuț Săvoiu, în cadrul unei conferințe de presă de la PSD, a declarat că există semnale că drumul expres care va lega autostrada 1, adică București-Pitești de autostrada A3 București-Ploiești prin orașele Găiești, Târgoviște va fi realizat în următorii ani. Acest proiect a fost prins în masterplanul general de transport, document strategic ce privește dezvoltarea infrastructurii României în următorii 16 ani. Drumul expres Găiești-Târgoviște-Ploiești cu continuare spre Buzău-Brăila a fost inclus în masterplanul general al transportului, document strategic ce fundamentează marile investiții în infrastructura de transport pentru perioada 2014-2030. Drumurile expres sunt construite în zonele unde normele de autostradă nu pot fi îndeplinite. Spre deosebire de autostradă, pe drumul expres sunt permise încrucișări de nivel cu alte drumuri de circulație. Că demersurile pe care le-am început împreună cu președintele Țuceanu încă de anul trecut și care au fost materializate, cel puțin din punctul meu de vedere, cu o interpelare adresată Ministrului Transportului la acea dată, în luna iunie 2013, privind realizarea unui drum expres de legătură între cele două autostrăzi. S-a încununat de succes, deoarece în masterplanul de transport care a fost prezentat săptămâna trecută în cadrul Comisiei de Transporturi a Camerei Deputaților, la care a participat ministrul rus. Am avut pe data de 1, deci pe 1 octombrie 2014, am avut posibilitatea să vedem un master plan general de transport al României, care cuprinde autostrăzile, drumurile expres, drumurile transregionale, dezvoltarea transportului național, naval, porturile, căile de navigație atât pe Dunăre cât și maritime, centrele modale și zonele aeriene, inclusiv transportul pe cale ferată, să constatăm că această investiție este prinsă pe o listă de priorități și trebuie să ținem cont că acest master plan practic va sta la baza realizării programului operațional de transport în perioada de finanțare ulterioare. Acest lucru creează premizele ca orașul, municipiul nostru, județul Dâmbovița, să iasă din conul de umbră al investițiilor directe. Chiar și președintele Consiliului Județean Dâmbovița s-a arătat foarte mulțumit de proiectul privind drumul expres care va lega autostrada A1 București-Pitești de autostrada A3 București-Ploiești prin orașele Găiești-Târgoviște.